Un nou focar de pestă porcină africană atacă sud-estul județului Mehedinți. Acesta se află în fundul de vânătoare Smadovița, comuna Băcleș. Boala a fost depistată la unul dintre mistreți în urma unei partide de vânătoare. Centrul local de combatere a bolilor a fost activat, iar inspectorii direcției sanitare veterinare s-au deplasat la fața locului pentru mai multe verificări. Din această cauză, alte 4 fonduri de vânătoare cinegetice au fost afectate. Direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor Mehedinți, prin laboratoarele sanitare veterinare acreditate, a declarat oficial un nou focar de pestă porcină africană la noi în județ, pe un fond de vânătoare, mai clar vorbind de fondul de vânătoare Smadovița numărul 37. Acea boală a fost declarată ca urmare a trimiterii unei probe în urma unei partide de vânătoare. Deci, așa cum am mai spus, a fost confirmată boala, a fost instituit sau din nou activat Centrul Local de Combatere a Bolilor, iar inspectorii Direcției Sanitare Veterinare s-au deplasat la fața locului în vederea aplicării procedurilor din manualul operațional. În continuare, recomandăm cetățenilor care cresc porci, această boală este în evoluție și toată lumea trebuie să fie conștientă că, ca să avem animale sănătoase, trebuie să și prevenim, adică să asigurăm un mediu sigur de creșterea acestor animale și la orice simptom de boală trebuie să anunțăm medicul veterinar. Focarele de pestă porcină sunt în creștere de la o zi la alta în județul nostru, iar acest lucru îi sperie pe crescătorii de animale. Pe raza județului Mehedinți mai sunt active 8 focare de pestă porcină la Mistreț, mai exact în fondurile Punghina, Dubova, Corlețel, Cerânganul, Burila Mare, Zvinița, Mraconia, dar și în Drobeta, Turnu Severin. Direcția sanitar-veterinară atenționează mehedințenii cu privire la această boală. Pentru a avea animale sănătoase, trebuie să le asigurăm un mediu sigur de creștere, dar și un medic veterinar.